Următoarea anecdotă care vine în fața dumneavoastră și are originile în zona Dejului, mai exact la Nima. Acum este clujeancă pentru că s-a căsătorit și s-a stabilit aici la Cluj-Napoca. A absolvit școala de arte Tudor Jardă din Cluj-Napoca și în trecut a activat la ansamblurile Mugurelul și Someșana din Dej. Să o primim cu mare drag pe Amalia Bocan. Haideți să vorim oarece. Haideți să continuăm!